Din nou focuri de armă pe străzile Piteștiului. Polițiștii au tras două gloanțe și l-au somat pe un bărbat de 32 de ani, după ce acesta a făcut scandal monstru la locuința fostei sale iubite, cu care are și un copil. Bărbatul beat a fugit și, deși polițiștii l-au căutat în tot cartierul, acesta nu a fost găsit. Polițiștii știu cine este bărbatul care a făcut scandal. El a fost recunoscut de unul dintre oamenii legii, care îi mai dăduse o amendă săptămâna trecută tot pentru scandal. De frică, împreună cu el a fugit și unul dintre băieții agresați la scara blocului fostei sale iubite din cartierul Trivale. Am fost sesizați cu privire la un scandal care a avut loc în cartierul Trivale. Patrula s-a deplasat la fața locului, cu care a observat că la vederea lor doi indivizi părăseau în grabă zona. Au pornit în urmărirea celor doi suspecți, care s-au despărțit. Fiecare polițist continuă urmărirea câte unuia dintre suspecți. Scandalagiul a fost condamnat în trecut pentru tâlhărie și a făcut pușcărie, iar săptămâna trecută a fost amendat tot pentru scandal. Unul dintre polițiști l-a recunoscut pe suspectul pe care îl urmărea, că este recent liberat din penitenciar și era cunoscut ca fiind violent și agresiv. Pentru a preveni eventuale incidente, a efectuat somație legală, după care, având în vedere că suspectul nu se oprea, a executat două focuri de avertisment în aer. Acum el s-a dus acasă la iubita lui de acum câțiva ani, cu care are și un copil. Femeia și-a refăcut viața, între timp locuiește în Spania și venise acasă la părinți. De frica lui însă a plecat noaptea trecută la București, iar astăzi a luat avionul către Spania. Scandal în fața blocului că nu ieșea fata dumneavoastră? Da, că nu ieșea fata mea. Fata mea nu are de unde, pentru că deja a plecat. Problema este în felul următor, că s-a luat de băieții ăștia nevinovați. Putea să moară vecina, a făcut cădere și a căzut jos. Eu am două preinfarcturi, puteam să mor acum din nou din cauza lui. Ne amenință. Că mi-o moară copiii, eu acum mă duc să duc cu vecinul, să-mi aștept băieții care vin de la schimbul 2. Și când a văzut poliția, au fugit, au stat cândva împreună și omul a ieșit din pușcărie. Consideră că dacă e în Spania și a făcut familie, e obligată să-l țină și pe el. Nu se poate așa ceva. El e încă îndrăgostit de ea? E, nu, domnișoară, este îndrăgostit de bani, un pușcăriaș care a făcut două tâlhării. De două ori în pușcărie pentru tâlhărie. Nu. Și poliția a tras după el? Bănuiesc că după el, din moment ce nu s-a supus. Dar pe fata dumneavoastră a amenințat-o, doamnă, i-a zis ceva? Fata mea deja din cauza lui a plecat înapoi la București, iar mâine pleacă în Spania. Nu a putut să stea aici. Și a făcut familie în Spania, fata dumneavoastră? Fata mea este recăsătorită, dar nu a stat cu el cu acte, nu. A fost o prostie de copil de vârstă de 17 ani. Cât timp au stat împreună? În jur de un an. Au o fetiță de 8 ani, dar nu crescută de el. Deci asta s-a întâmplat acum 8 ani și ceva. El a făcut pușcărie. Au un copil împreună. Da, dar nu pe numele. Și ce vrea în seara asta de la ea? Să vină, să coboare jos, să iasă, să se întâlnească, să-i mai dea niște bani. A strigat-o aici? A strigat-o, ne-a înjurat, ne-a amenințat, a spus că vine și mi-o moară copiii. Polițiștii l-au căutat o reșir pe bărbatul agresiv, dar fără succes. Au fost și la rudele celuilalt fugar, dar nu le-au găsit acasă. Cine este? Fiul meu, locuiește aici cu dumneavoastră. Da. A ieșit, am văzut în acasă. În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal. Scandalagiul nu riscă însă mai nimic, eventual doar o amendă pentru tulburarea liniștii publice. Și aceasta pentru că familia fetei nu crede că va depune plângere de teamă că bărbatul s-ar putea răzbuna.